Salutare, bine v-am găsit în platoul ia.md cu alte femei care să vă inspire și să vă povestească despre cursul și ascensiunea lor profesională. Vorbim astăzi în platoul nostru cu Diana Agachi, fondatoarea unui curs deosebit de engleză pe care l-a gândit chiar ea și a unei școli, da? Se numește Marco English Curs, corect? Da, este corect. Salut, Nadia, mulțumesc pentru invitație. Cu mare plăcere, bine ai venit la noi. Îmi pare bine, da. Într-adevăr, școala noastră se numește Marco English Curs. Este vorba despre un curs de engleză cu durata de 2 luni. De ce Marco? Sau de ce Marco English Curs? Marco s-a luat de la Marco Polo, este un călător foarte renumit de altfel, care îmi plăcea foarte mult încă din copilărie și uite de acolo a venit și Marco English, fiindcă este vorba de un curs de engleză, este Marco English Curs. Oh, deci 2 luni și ce promiteți voi în 2 luni pentru cineva care nu știe decât, nu știu, hello și goodbye? Acum, într-adevăr, este foarte greu să găsești o persoană care nu a auzit de engleză deloc, cel puțin la nivel de Apple, toată lumea știe cum se traduce, dar timp de 2 luni noi promitem să avanseze studentul la nivel de comunicare. Deci, după 2 luni de zile, studentul ar trebui să poată să comunice fluent la orice subiect ar ține de general English, de engleză generală sau de engleză de zi cu zi. De vreme afară, cum le place englezilor. Să se descurce în călătorii, chiar cu ceva mai practic, cum să-mi găsesc un transport de la hotel la aeroport sau un restaurant sau drumul, cât și noi avem modulul de business English, fiindcă totuși cursul este orientat la oameni de afaceri. De asta se includ și câteva lecții care să ajute să se prezinte la conferințe internaționale, în călătorii de afaceri, să se prezinte ca specialist sau compania sa ca domeniu de activitate. Diana, ce trebuie să știu eu pentru mine atunci când decid să iau un curs de engleză? Nu contează nivelul meu. Să zicem că știu și eu un pic de engleză, da? Ce trebuie să știu pentru mine, care ar fi scopurile, probabil, atunci când vreau să iau un curs de engleză? Ce întrebați voi pe oameni? În primul rând despre scop, fiindcă scopurile la fiecare sunt diferite. Cineva vrea să învețe engleza pentru ca să avanseze la serviciu care îl are, cineva vrea să învețe engleza ca să plece undeva să-și caute un job la o companie transnațională, altcineva doar ca să se descurce când vine vara la mare sau iarna la munte. Așa. De asta, în dependență de scopuri, noi ne străduim să fim aproape fiecărui participant la curs și să întrunim anume așteptările lui. Și asta înseamnă că el va avea un curs individual după necesitățile și calificarea pe care o vrea în final? Da, noi lucrăm pe 3 direcții. Noi oferim cursuri individuale atunci când se lucrează doar cu un singur om, cât avem și cursuri în grup când se formează grupul și avem și cursuri corporative când pleacă trainerul nostru la sediul companiei care ne solicită și oferă un curs pentru angajați. Dar dacă să revenim la întrebarea cu scopuri, care ar trebui să fie scopul și așteptările când vii la noi la curs, deci noi suntem soluție pentru oamenii foarte grăbiți și foarte ocupați, care poate nu au timp să învețe o engleză profesională pe nivele timp de 1 an, 2, 3, așa, dar care au nevoie, uite, peste 2 luni să mă prezint foarte bine la o conferință sau să-mi găsesc. Deci stare de nișă. Din ce domeniu vin asemenea clienți? Telecomunicații, asigurări, IT, medicină, proiecte internaționale, ca să nu le numesc, dar iarăși promovate de Ministerul Economiei. Deci sunt diferite direcții de activitate, proiecte internaționale, care se formează un staff, o echipă care are nevoie anume să știe engleza într-un timp scurt ca să se descurce în acest proiect. Așa. Corespondență de afaceri și așa mai departe. Astea ar fi domeniul. Înseamnă că voi vă specializați și pe un limbaj anume. De exemplu, cel economic, dacă el se cere, sau cel de IT, dacă e cazul. Despre IT este o istorie aparte, fiindcă companiile și angajații din domeniul tehnologiilor informaționale, ei cunosc specificul și vocabularul ce ține de domeniul lor. Lor nu le ajunge, cum ne spun ei, să unească aceste cuvinte să într-o propoziție. Să facă legătura dintre ele, da?
bine spui, uite așa ne spun și nouă, nu pot face legătură, eu știu multe cuvinte, dar nu pot face legătură. Păi iată, noi venim și cu ajutorul cursului nostru, ei pot să facă acea legătură din multitudinea de cuvinte profesionale care ei deja le posedă. Orice persoană antrenată în câmpul tehnologiilor informaționale știe limbajul și știe cuvintele cu care se operează în profilul lor. Cu cine e mai dificil sau cu cine e mai ușor de cealaltă parte să lucrezi? Din start, Marco English a fost un curs gândit pentru adulți. Noi nu ne-am orientat să îl promovăm pentru copii, fiindcă necesitățile sunt altele și iarăși din nou scopurile sunt altele. Deci ar trebui eu cu totul altă metodică pentru cei da, mici. Da, fiindcă copiii cu vârsta preșcolară au nevoie de un fel de abordare, copiii care merg la școală și învață după carte și după manualul școlar au alt fel de abordare și acolo trebuie cumva să mergi în pas cu curriculum. Pentru adulți e din nou altă abordare. Dar dat fiind că cursul nostru este foarte solicitat de părinți, fiindcă oricare om de afaceri este undeva și în rol de tată, mamă acasă. Așa. Și suntem solicitați desigur și pentru copii și ca să întrunim și aceste cerințe, am deschis tabără de vară. Deci, tabără de vară! Pentru Fine. Copii. Cu același curs care îl avem noi, Marco English, l-am adaptat la necesitățile copiilor. Facem două tipuri de grupe, 70 ani și 10-14 ani. Și ei învață doar pe timp de vară, după aceeași metodă. De obicei sunt, cum spuneam anterior, copiii părinților care deja au frecventat Marco English și își doresc aceeași abordare pentru copilul lor. Ei, și atunci cu cine e mai ușor? Cu cei adulți sau cu piticii? Este ușor cu oamenii motivați, fiindcă sunt și copii foarte motivați, care vin și știu că, uite, eu îmi pun scopul ăsta și în două luni îl realizez, și sunt și maturi foarte bine determinați, care, dacă el și-a făcut loc în agenda pentru cursul de engleză, el vine, îl frecventează, obține rezultatul și e foarte mulțumit. Deci e ușor cu omul motivat, chiar dacă e mic, chiar dacă e adult. Dacă nu există motivație, eu putem trezi omului? Deja nu o să fie motivație, o să fie interes. Și interesul, dacă îl trezim omului, el se automotivează. Eu cred în publicitate care vine de la oameni și în recomandări care vin de la oameni. Noi ne orientăm mai mult la lucru cu companiile, fiindcă dat fiind că a fost managerul, directorul companiei la noi la curs individual, a rămas foarte mulțumit și ne recomandă pentru compania lui, sau că a venit la noi cineva și ne recomandă pentru prietenii lui. Eu cred că recomandarea care vine de la un prieten sau de la cineva care a fost la noi la curs este cu mult mai eficientă. Cântărește mai mult. Da, cântărește mai mult, are credibilitate și eu, într-adevăr, pun accent pe acest tip de promovare. Eu cred că este importantă personalitatea profesorului și dăruirea sa față de munca care o face. Fiindcă dacă îți faci munca cu plăcere, asta se vede și asta atrage oamenii în jurul tău. O școală de engleză, un curs de engleză bine pus la punct, a generat o afacere. Cum s-a împăcat manageriatul unei mici afaceri, să-i spunem așa, cu partea de predare? Îmi pare foarte rău să zic așa, că acum chiar nu-mi rămâne atât de mult timp să dedic predării. Într-adevăr, atunci când ești în afaceri, când conduci o afacere, apar alte mii de întrebări pe listă care trebuie toate soluționate urgent astăzi, dar de dorit ieri. Și atunci chiar nu mai ai... Da, e urgent, da, pe ieri. Da, da. Deci atunci chiar nu mai ai timp să stai, să petreci lecții, măcar că îmi plac foarte mult studenții noștri. Am și eu o atracție față de ei când îi văd cum avansează, cum trec aceste două luni și cum într-adevăr ei sunt foarte mulțumiți. Deci eu mă strădui să țin această legătură cu studenții și după curs și în timpul cursului, chiar dacă sunt trainerii noștri care sunt alături de ei lecție de lecție, eu de asemenea mă strădui să le fiu aproape. În general, cine este în afaceri, prima caracteristică care trebuie să o aibă este disciplina. Atunci când ești angajat undeva, ți se spune vină la birou la 8 și pleacă la 6. Pleacă la 6, pe parcursul zilei ai aceste responsabilități. Atunci când tu ești singur
singur stăpân pe afacerea ta, nimeni nu-ți spune la ce oră să vii la birou și la ce oră să pleci și responsabilitățile ți le declari tu singur. Și nu te trage la socoteală pentru rezultate. Poate rezultatul final, financiar, te trage la socoteală. Exact. Că el depinde doar de tine. Cum tu ai lucrat, așa a lucrat compania. Nu pot să cred că n-ai călcat pe greble. Ca și oricare la început de drum, greble sunt multe, dar iarăși din nou, business-ul este pentru oameni care iubesc să rezolve probleme. Business-ul înseamnă, într-adevăr, în fiecare zi o situație dificilă care tu trebuie să o rezolvi. Și este ca un sport. Eu iau afacerea ca un sport. Deci, ce greblă va fi mâine, o să o trecem, va apărea alta poimâine, o să o trecem, nu poate să fie un drum fără obstacole, că atunci mergi pe drumul greșit. Ce te-a ajutat să crești în acest sens? Poate lecturi de calitate, poate training-uri la care ai participat? Toate la un loc. Lecturile, cărțile, într-adevăr, sunt sursa mereu accesibilă și la care toată lumea poate să apeleze. Preferi cartea deschisă sau cea audio? Poate. Carte deschisă. Eu sunt un om vizual, eu trebuie să citesc cu un creion colorat și să-mi subliniez citate. Desigur că și training-urile, desigur că și coaching-ul este un program de mentorat, o persoană care te ajută, te îndrumă și nu doar una. Deci, au fost asemenea persoane? Desigur, trebuie să fie în jurul tău oameni de succes, trebuie să fie în jurul tău oameni experimentați, oameni care au trecut prin afaceri de mai mult timp și pot să te ajute cumva să faci lucrurile mai ușor, mai poate să eviți unele greble. Cum se zicea, ești suma celor câți? 5 sau 7 oameni cu care comunici cel mai des. Corect, doar că ei pe parcursul vieții se schimbă. Și noi evoluăm. Desigur. Poate ai niște skills-uri ale tale, niște recomandări pe care poți să le dai, nu știu, o agendă, o aplicație pe care o folosești. Aici chiar sunt, pot să zic, nu chiar atât în pas cu timpul, că sunt cu agenda mea de hârtie. Așa, este nu o agenda, schimb pe nimic. Nu o schimb pe niciun telefon, pe niciun manager sau Ei, uite, pe noi ne ajută tehnica, nu suntem mai în pas cu. Deci, sunt cu agenda de hârtie, care o port cu mine, este o agenda fizică în care eu scriu chiar cu pixul, fiindcă ce ai scris cu penița? Da, și chiar cred în asta. Și cum și ziceam anterior cu cărțile, sunt un om vizual. Eu trebuie să văd totul deschis în fața mea și să-mi fac schemele. Deci sunt un om cu agenda. Și cum să le reușești pe toate? Time management. Time management, îți aranjezi timpul, gestionezi timpul și cum îl scrii tu, așa te strădui să-l urmezi tot tu. Îți ajunge timp pentru familie, pentru viața personală, pentru copil, pentru pasiuni? Afacerea de când a apărut cumva se împletește în orarul meu cu familia. Și ca orice tânără mămică, sigur că ai remușcări uneori, că dedici mai mult timp afacerii, dar afacerea ți-l solicită, da, decât copilului. Însă eu totuși cred că contează calitatea timpului petrecut cu copilul. Nu trebuie să stai o zi întreagă tu la televizor și copilul în tabletă, când poți să stai cu el anumite ore, poate mai puține, dar să aveți discuții, să aveți jocuri comune, să petreceți timpul ăla calitativ. Ultima întrebare, unde te vezi peste vreo 5-10 ani? Unde te vizualizezi? Dacă acum îi spun că este companie, peste 10 ani aș vrea să-i spun corporație. Așa, să fie. Doamne ajută! Mulțumesc, Nadia! Mulțumesc și eu pentru prezență, pentru deschidere, pentru secretele date din casă. A fost o plăcere pentru mine, fiindcă, într-adevăr, ai venit cu niște întrebări deosebite care mi-a făcut mare plăcere să le răspund. Ei, mă bucur, ne-am străduit pentru că am vrut să aflăm multe. Diana Agachi a fost alături de noi, fondatoarea Marco English Course. Îl încercați și voi dacă v-am tentat și dacă v-a plăcut. Iar cu alte femei care să vă inspire, venim data viitoare. Mai bine!